Da, spune-mi, Dana, acum când te întâlnești, uite, nu știu dacă s-a întâmplat, dar dacă te-ai întâlnit cu un clarvăzător, tu, pe undeva sufletul tău ce-ți spune? Chiar există? Chiar e de adevărat? Chiar sunt oameni care au darul ăsta, cum se spune că un părinte are clar vedere, vedere în duh, așa spune. Eu am să spun ceva, dar eu cred foarte mult în relația între părinți și copii. Și așa. Cred cu deci tot ce mi-au spus mie, părinții mei, despre viața mea, cum o să fie și ce o să se întâmple cu ea. Serios? S-a adeverit într-un fel sau altul. Motivul pentru care cred că atunci când iubești cu adevărat pe cineva, necondiționat, iubești necondiționat, ai puterea de a simți dacă omul ăla e pe drumul cel bun sau nu este pe drumul cel bun. Ai puterea de a-i spune, eu cred că asta nu este bine pentru tine. Evident, copilul, până nu dă el cu capul în perete, nu se lasă, dar cred că atunci când iubești, există puterea de a anticipa niște mișcări, dar nu că vine de nu știu de unde, din ce forțe magice, vine din sufletul tău care iubește necondiționat. Cred că sunt foarte mulți oameni care iubesc deci părinții clarvăzători, pusnici, asceții, ei iubesc necondiționat, îl iubesc pe Dumnezeu necondiționat. Este o legătură extrem de puternică cu cel de sus. Da. Și în clipa aceea, cred că toți avem, dacă am iubit necondiționat pe Dumnezeu, copiii noștri, dușmanii noștri, dacă am putea iubi necondiționat, da? Cred că am avea puterea de a simți energia și de a vedea un pic mai încolo. Asta cred cu tărie. Asta cred cu tărie. Acum, evident, și lumea asta este populată de tot felul de oameni care speculează nevoia celorlalți de speranță, nevoia celorlalți de a afla oare cum o să fie mâine, oare o să mă iubească, dar poate mă sărută. Înțelegi? Era... lucrurile trebuie luate cu măsură. Cu măsură. Și cred cu tot sufletul meu că avem nevoie cu toții de un duhovnic, că el este un prieten foarte bun, că este un om care a ales calea asta a bisericii, calea lui Dumnezeu, că este, nu știu, un părinte dintr-o mănăstire, că este mama. Avem nevoie de cineva căruia să putem să-i punem fără frică sufletul pe masă și să vadă acolo unde noi nu mai putem vedea de furie, de singurătate, de lipsă de speranță, de... Avem nevoie de un suflet, oricare ar fi el, care să ne iubească necondiționat.